Bucurel cu Alex și Sorin la Radio Trainet Florian Pitiș. Spectacole cam pe sfârșit, dar cred că merităm și noi să avem un cocktail. O să vedem ce ne face. Wabablu-wab la bamboom, tutti frutti, oh Rudy. 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 Wabablu-wab la bamboom, I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east, she rock me to the west. She's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bop, bop, loom, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Trebuie să găsim o persoană pe care să o întrebăm ce părere are despre Hard Rock Cafe. Băieții au făcut un flair extraordinar în seara asta, o să vă arătăm și vouă mâine. După mine, cetate. O masă mai plină, o masă plină, uite că găsim o masă plină. Și o masă plină, hai să te luăm pe tine că ești... Ești mai bine. L-am găsit bine, nu? Da, salut! Cum te cheamă? Bogdan. Salut. Bogdan. Zine, ai mai fost în Hard Rock Cafe? Da, mai fost. Super. Recomand oricui. Da? De câte ori ai fost aici? Mai mult decât am degete la mână. De mai multe ori. Poți să ne spui un aspect care ți-a plăcut în mod deosebit aici? Servirea, mâncarea extraordinară. Servirea, și merge prima oară pe servire, nu prea găsești. Ce-ți place să mănânci aici? Au salate extraordinare, sandwich-uri foarte bune. Dar arată... Mersi, mersi. Ești okay pentru sandwich-uri, da. Muzica, ce mai prins aici? Acum e prima oară când vin la un concert al lor, ceva spectacol, în rest vin ziua, în general vin ziua. Ești în București? Da. Da. N-o par? Ba da, nu. Sunt din București. Am înțeles. Mersi. Ce ești cu prietenii tăi? Toată lumea. Te-ai distrat bine seara ta? Foarte, super. Te-a făcut fiul? Au fost, super. Prima artistă, a doua. Știi cine e? No. Nu știi? No, am venit că mi-au spus prietenii. Este fiul, ea a venit cu mandinga în România. Ea a cântat împreună cu grupa Mandinga și ei au fost în seara asta cântat alături de Caribbean... Pentru asta am venit, pentru Caribbean Band. Da. Caribbean Band am venit. Bun, dar Tasha Rodriguez, ți-a plăcut? A fost extraordinar. Mai ales la dans? Da. Cred. Ok, bun. Deci, per total să înțeleg că e super, foarte super încântat, okay. Te recomand oricui. Și ți-a plăcut? Da. Îți mulțumesc. Mersi la fel. Bun. Păi, dacă am ascultat o părere a unui client, ok, putem să mergem mai departe și poate mai auzi o părere, nu? Ce părere are? Ia să vedem. Presă, presă, media, presă. Să mergem la... Cine să mai mergem? Noi? N-avem unde să mai mergem. Hai să discutăm cu chitaristul trupei Caribbean Band. Acum cade vina pe tine. Pe mine. În seara asta am avut parte de un show minunat. Mulțumesc. Dar nu sunt numai eu, de vină. Nu, nu ești numai tu. Ați mai vorbit și cu altcineva înainte. Am vorbit și cu altcineva înainte. Dar nu tu sunt e singurul român din band. Nu e adevărat. Nu? Din care band? Din Caribbean Band. Nu, din Caribbean Band mai e și Dan, la percuție. Dan e negru. Dan nu e negru, e alb ca mine, ca brânza. E alb rău, l-ai ratat. Înseamnă că nu l-am văzut eu. L-ai ratat. Dar e mare, să știi, da. Că e cu un cap mai mare decât tine. Hai să te întreb altceva. Ai mai cântat vreodată cu Tasha Rodriguez? Nu.
Da? Ba da, acum două zile la, la repetiție, prima repetiție. Și pe urma a doua repetiție și pe urma azi. Și la probă am cântat și acum seara. Ce părere ai? Foarte frumos, e altceva. E altceva? E altceva, înspre bine. Bă, sincer, vezi să spun? Parcă mi-a plăcut mai tare Biu. Ți-a plăcut mai tare Biu? Da, adică e mai un pic mai trendy, mai ritmată, mai ține altă. De gust, clar. Ține de gust. Asta e adevărat. E tot ce pot să spun, că ține de gust. Și mie îmi place mai mult acolo, că na, am posibilitatea să mă desfășor mai mult la Biu. Dar ce știi tu despre Tașa? La... Nu știu nimic, că vine din Angola și atât, habar n-am. Atât? Deci nu știu nimic. Am văzut un video pe YouTube și atât. Am înțeles. Nu știu absolut nimic. Per știu total, mai mult ca sigur știi mai mult decât mine despre Tașa. Per total ți-a plăcut? Clar, din moment ce sunt aici, am cântat, n-am plăcut. E bine că ai rămas. Da, mă bucur că am rămas. Reamintește-mi cum te numești. Ori, Mircea. Mircea. Da. Pare bine. Și mie, Alex. Da. Bine. Poate ne mai vedem. Trebuie să intri duminica viitoare pe www.radio3net.ro și să și vezi să mă emisiunea văd. Live. Am înțeles, super. Da? Noi da. O să fim în emisie, o să facem un review acestui minunat loc numit Hard Rock Cafe și bandului tău și Tașei Rodriguez. Am înțeles. Da? Da, bine, super, mersi. Ciao. Seara bună. Arfă, dar Giu mi-a plăcut. Hai să... Cut. Bucurel cu Alex și Sorin la Radio 3 Net Florian Pitiș.